Bună, dragii mei! Și de data aceasta vin cu o prăjitură destul de solicitată de voi și anume prăjitura Kinder Bueno. Este un desert extrem de bun, cerut și apreciat pe platourile diferitelor petreceri sau festivități de peste an. Haideți să vedeți modul preparării. Începem, bineînțeles, cu blatul. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Peste albușuri adaug praful de sare și mixez până voi obține o spumă lejeră. Adaug zahărul treptat și mai mixez la viteză mare până voi obține o bezea mai fermă. Cam așa. Dăm deoparte mixerul și incorporăm făina trecută prin sită, apoi praful de copt. Cu ajutorul unei spatule, omogenizăm toată compoziția ușor de jos în sus. Cam așa arată. Este timpul să adăugăm nuca măcinată și să mai amestecăm încă puțin. Destul de simplu și ușor. Blatul nostru. Transfer toată compoziția în tava tapetată cu hârtie de copt. O întind uniform pe toată suprafața. Apoi o voi introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15 minute. Sau până când trece testul scobitorii. Cam așa arată voi lăsa blatul complet la răcit, apoi îl voi scoate din tavă. De cum ajunge la temperatura camerei, îl voi putea așeza în tava răcită, bineînțeles, și trecem la următorul pas. Adaug 2-3 linguri de cremă Nutella peste acesta și o voi nivela. Introduc tava în frigider până vom termina crema de vanilie. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Laptele este bine să fie călduț, iar untul la temperatura camerei. Într-un bol adaug gălbenușurile, zahărul și încep să mixez această compoziție maxim un minut, deci nu foarte mult. Continui cu făina și mai mixez încă puțin. La final, torn laptele călduți puțin câte puțin, mixând în continuare. Această compoziție o voi transfera într-o crăticioară și o voi pune la foc mic, amestecând în continuu, până când voi obține o cremă mai groasă, precum o budingă. Este gata! O putem lua de pe foc, transferând-o într-un bol, să se răcească mai repede dar nu înainte de a introduce și esența de vanilie. Apoi o voi lăsa în repaus, până este doar călduță. Când este doar călduță, pot să spumez puțin untul, mixându-l la viteză mare. Un minut aproximativ. Încep să adaug treptat din crema rece vanilată. Mixez, adaug crema, mixez în continuare. Și tot așa, până voi amesteca cele două texturi. Cam așa o să arate la final. Perfect! Împart crema de vanilie în două boluri egale. Într-un bol voi adăuga praful de cacao trecut prin sită. Mixez puțin pentru că așa o să fie mai ușor de omogenizat. După care voi incorpora și ciocolata cu lapte, care a fost puțin topită în cuptorul cu microunde. Însă, puteți să o topiți și pe baie de apă. Mai mixez încă puțin și este gata. Am scos tava din frigider, da? deci blatul cu Nutella. Este deja destul de fermă crema de Nutella, astfel pot continua cu crema de vanilie. O întind pe toată suprafața. Să fie cât de cât uniform, apoi voi așeza un strat de biscuiți vanilați. Îi așez unul lângă celălalt, până va fi acoperită toată partea vanilată. Cam așa. Apoi puțin să intre în cremă. Iar deasupra, bineînțeles, este timpul să completăm cu crema de ciocolată. O întind, tot așa, să fie cât mai dreaptă, apoi introduc prăjitura în frigider până când voi obține crema albă. Am mixat pur și simplu frișca lichidă rece cu crema de mascarpone, iar la final zahărul pudră, până am obținut această textură fermă scot prăjitura din frigider și adaug crema albă. Da? Deci chiar trebuie să fie fermă, dar să nu mixați prea mult pentru că se poate tăia frișca. Bun, și este gata. Am întins-o destul de bine pe toată suprafața iar la final voi presăra ciocolată rasă. Puteți adăuga fulgi de ciocolată, bombonele sau ce doriți o introduc la frigider și o voi lăsa peste noapte. A doua zi am tăiat laturile exterioare cu un cuțit cu lama lungă, ținută în apă fierbinte câteva secunde. Astfel procedez la toate prăjiturile mele să obțin acele laturi curate. Prăjitura noastră este gata de servit sunt sigură că o să fie și în topul preferințelor voastre. Cu aceste delicioase creme fine, blatul plin de nucă și aroma inconfundabilă de Nutella, plus textura pufoasă de frișcă, creează senzația de perfecțiune, de cel mai bun, de cel mai răvnit desert. Vă îndemn și pe voi să-l încercați și să-mi scrieți părerile voastre. Nu uitați! să vă abonați pe acest canal pentru a fi la curent cu cele mai bune rețete. Pe data viitoare, dragilor! Numai bine! Pa, pa!